Pentru că infecțiile oculare pot fi prevenite doar prin spălarea de mâini și evitarea contactului cu ochii. Ochii noștri nu au nici o zi de odihnă. Ai grijă de ea! Prin aceste mesaje, viitorii oftalmologi împreună cu un grup de tineri cu probleme de vedere și-au propus să atenționeze oamenii asupra problemelor la ochi. Până la vârsta de 9 ani, Evelina vedea perfect. La un moment dat, fata a început să-și piardă vederea. Acum, la 23 de ani, abia mai deslușește siluete. Din păcate, cu diagnoza mea, niciun fel de ochelari nu mă ajută, deoarece eu nu văd nici de aproape, nici la distanță. Acum vorbești cu mine, mă vezi? Clar? Silueta, ochii, dacă mă concentrez, da, aș putea să deslușesc ceva. Această problemă însă nu a încurcat-o să-și urmeze drumul său în viață. Acum este masterandă la două facultăți, una din Moldova și alta din România, specialitatea kinetoterapie. La universitate mi-a fost destul de dificil, deoarece făceam și sport, dar am succes, adică am practicat gimnastică sportivă, atletism, am învățat toate patru stiluri de not. În aceeași situație este și Ion Ciobanu. Tânărul spune că deficiențele de vedere nu sunt un motiv pentru a lăsa mâinile în jos. Dimpotrivă, acesta își propune să demonstreze că cine vrea, reușește. Am ajuns de la o vedere de 90% să văd doar 5%. Oamenii nu conștientizează că am o problemă de vedere și uneori, din motiv că sunt grăbiți, sunt bruscat uneori și verbal. Ești, hotărăști pe unde mergi, fii mai atent, de ce mă calci peste picioare. Acești tineri au mers astăzi prin oraș și au informat oamenii despre necesitatea de a avea grijă de ochi. Astăzi este Ziua Mondială a Vederii. Sunteți la curent despre aceasta? Da. Ne propunem ca cu desfășurarea acestui flash mob să ridicăm și mai mult nivelul de conștientizare a societății despre faptul că problemele de vedere sunt, dar totodată aceste probleme de vedere pot fi evitate. Scade acuitatea vizuală. Ireversibil, sunt circa 6.000 de oameni în Republica Moldova. Cei cu cataract sunt cu mult mai mulți și la moment, la rând, stau în spitalele republicane și municipale mai mult de 10.000 de persoane. Ziua Mondială a Vederii este marcată în fiecare an, în a doua zi de joi a lunii octombrie. Anul acesta, evenimentul se desfășoară sub sloganul „Vederea ta contează”.